Salutare dragi prieteni, Reincozo aici pentru voi cu un nou videoclip din seria Diablo 2. Oameni buni, am ajuns și la episodul 8 și vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri și pentru comentarii și pentru tot suportul acordat. Am făcut un mic update, să spunem așa, mic mare update pentru mine, pentru că sunt noob și încă învăț să folosesc OBS-ul. Avem acum un logo cu Diablo 2 Lord of Destruction, care este un GIF și care mie îmi place foarte, foarte mult. Am primit o sugestie și mi s-a spus gen, băi, de ce nu faci acel Diablo să ardă așa frumos exact cum este în joc? Și am spus, păi cum să-l fac? Păi există GIF-uri pe internet. Puff, și m-a bușit. Am încercat să adaug GIF-ul acolo în OBS și aparent funcționează și funcționează foarte, foarte bine. Da, am schimbat și aici acest app 8, episodul 8. Nu mai este cum era înainte. Eu toată partea aceasta cu camera web și cu YouTube subscribe și Diablo 2 Lord of Destruction și logo-ul meu cu Reincozo erau adăugate separat, erau create de mine și adăugate separat atunci când editam videoclipul. Acum sunt toate în OBS direct, eu nu mai trebuie să mai adaug absolut nimic și sunt foarte mândru de mine că am reușit să fac toate aceste chestiuțe. Nu este foarte dificil, pur și simplu adăugăm mai multe surse în OBS și le selectăm noi acolo cum vrem noi. Sper că vă place și hai să dăm drumul la episod. Hai să ne conectăm pe Battle.net. Eu între timp am mai jucat un pic, avem un Necromancer acum, un Disaster Dawn, ceva mai măricel, la level 18, stați liniștiți, nu am progresat în storyline fără voi, am ajutat câteva personaje de level mic, am mai repetat o dată de două ori cu personajele de level mic, acel quest la final cu Andariel și da, cam atât, un Tristram, am mai făcut un Tristram, l-am mai salvat o dată pe Kane cu un personaj mai mic și da, i-am mai ajutat cu diferite waypoints. Pam, pam, create game. Da, am mai făcut rost de o armură. Nimic ca upgrade consistent, o armură și o cască. Nu este ceva foarte grozav, dar pentru un jucător ca mine la levelul 18 este mai mult decât suficient. Am adăugat un punct în Blood Golem. Aceste două arme, un Grand Scepter și un Morning Star. Da, am și uitat, am mai făcut Contesa de câteva ori pentru rune, da, vedeți aici, am mai multe rune acum și avem și o armură de cu Defense 22, da, cu două sloturi pentru rune. Am mai făcut de câteva jewel-uri, nesemnificativ, sunt foarte bune pentru crafting mai târziu. Bun, haideți să punem în stash bănuții. Da, noi am rămas la questul numărul 2 din cel de-al doilea oraș. Bun, în primul episod, dacă l-ați văzut și voi, am vorbit cu toate personajele și am văzut ce ne spun și așa mai departe. Am să vă las link-uri în descriere la toate episoadele realizate de mine, de la primul episod până în prezent, da? Până la episodul 7, da? Acesta este episodul 8, deci până la episodul 7 le găsiți pe toate în descriere, aveți link-uri acolo și chiar vă îndemn să vedeți episodul anterior pentru că veți înțelege mai bine povestea. Ok, trebuie să mergem. Așa, să mergem în Halls of the Dead under Dry Hills. Ok, hai să ieșim pe aici, pe afară,
să ridicăm scheleții și să... Wow! Wow, wow, wow! Avem acei dubioși... A, nu, e un boss care aruncă cu... Da, mai nou avem 7 scheleți pentru că Reincozo a evoluat un pic în level cu Disaster Dawn și acum avem mai mulți scheleți. Da, am găsit și o armă super șmecheră, am găsit aici un Crystal Sword. Vedeți ce badass arată acel Crystal Sword, fraților, ce super arată, arată bestia. Place foarte mult. Vom pune niște rune pe ea și o vom face super, super tare. Să ne distrăm. Hai să vedem. Dacă nu mă înșel, acesta este questul în care ne găsim cubul pentru craft. Stony Tomb. Da, nu trebuie să intrăm în Stony Tomb, este pentru level. Uite ce vin băieți aici pe noi. Așa. Tam 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 tam. A, gold, mai mult gold. Să sperăm că avem noroc și terminăm și acest episod sub 30 de minute. Hai să vedem. Ia uite băi cât sunt, mă. Cred că pe aici. Hai să vedem. Da, Dry Hills, am ajuns. Under Dry Hills, acum trebuie să găsim Halls of the Dead. Cred că e fix aici. Wow, ce este aici? Hai să lăsăm scheleții să facă ravagii. Mai creștem și noi puțin în level. Nu can't carry anymore, oricum nu ne interesează, avem destul. Hai să vedem. Ușor, ușor. Băi, am uitat să vă spun, suntem deja la minutul 9, rămâneți cu mine până la finalul acestui clip și am să vă arăt un nou item din colecția lui Reincozo, din universul Diablo, să vă arăt acum, probabil unul dintre cele mai valoroase, să spunem așa, obiecte de până acum. Hai să vedem. Așa că nu plecați nicăieri, rămâneți cu mine aici să terminăm quest-ul. Sau puteți să dați skip la sfârșit să vedeți acum ce pot să vă spun eu. Pentru toți cei care rămân cu mine, respect maxim. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă vă întrebați de ce vă cer să rămâneți cu mine până la finalul acestui clip, în principal, eu am un target, cred că ați mai auzit placa asta, în care un YouTuber vă spune că are un target și vrea să crească în abonați, să crească. Eu vă spun decât atât, YouTube apreciază foarte mult timpul de retenție, adică cât timp petrec oamenii pe videoclipul tău și în funcție de cât timp petrec ei pe videoclipul tău, ei ți promovează videoclipul, da? Ce vă pot spune? Vă mulțumesc foarte mult cei care rămâneți cu mine și mă ajutați să cresc și eu aici pe această platformă numită YouTube. Asta așa ca să răspundem la întrebare, da? Deci,
presupun că v-ați întrebat de Rencozo, dar de ce ne tot cer tu să rămânem cu tine pe videoclip? Poate nu ne plac videoclipurile tale. E, în acest caz nu am ce să vă zic decât o zi bună, sănătate, toate cele bune, noroc în viață. YouTube este o platformă publică a tuturor, fiecare să uită la ce vrea să se uite. Tocmai de aceea este YouTube. Da. Băi, nu pot să cred. Cred că aici e. Pharos Iris. Nu. House of the Dead, go, go, go! Uite aici, ăsta este. House of the Dead, level 1. Am ajuns. Hai să mergem să căutăm cubul. Aici vom găsi cubul. Cum spuneam, există o oarecare satisfacție în Diablo 2 adunând gold de pe jos și a sparge butoaie și chestii de genul ăsta, nu știu. Nu știu să vă spun, e pur și simplu o satisfacție aparte, trebuie să jucați jocul ca să înțelegeți la ce mă refer. Wow, ia uite ce e aici, nebunie! Am început să-mi moară din scheleți. Ok. Spike it club. Chipped Sapphire. Da, ți-le bătaie. Așa. Tam, 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 tam. Hai să vedem dacă avem noroc acum. Pe următoarea ușă. Wow! Wow, ce este aici? Nu pot să cred. Haide mă, scheleților, intrați aici după mine, nu mă lăsați aici să mor singur. Îmi place foarte mult mercenarul din orașul 2 pentru că este pe defense, l-am luat pe defense și ne dă această aură super tare. O aură pe care o găsim la paladin doar. Am spus că scria, la început, în primul clip v-am prezentat povestea fiecăruia și v-am spus ceva în genul natural leader, leader, super leader, om sfânt și cum îi spune, de ăsta, ia uite, eu în loc să dau click pe ele, să le adaug în ăsta, le dăm click pe ele, să le iau. Cum spuneam, holy man, omul sfânt și binecuvântatul luptător, războinic, binecuvântatul războinic și un om sfânt. Foarte tare descrierea. Uite mă că am găsit, mă, level 2, hai. Ok, level 2, hai. Dați înainte, omorâți scheleții mei. La atac. Nu am nicio fel de problemă, am 7 schelețe acum și Blood Golem-ul care îmi dă viață. Bine, îmi și ia din ea, dar nu va fi o problemă. M-a blestemat ăsta, trebuie să mă duc repede în oraș că rămân decât cu unul la viață. Am rămas cu unul la viață, nu pot să cred. Da, aici, țineți minte, în primul oraș ne putea vindeca doar vrăjitoarea. Aici ne vindecă aparent blacksmith-ul. Pentru că dacă ați văzut clipul anterior în care v-am prezentat povestea fiecăruia, spunea cum că ia uite bă, defense, du-te. Wow, enchanted defense, fire resist, repairs durability în 33 de secunde, repairs durability în 33 de secunde. Eteral. Cum spuneam, itemele eteral nu pot fi reparate. Așa, hai să punem un stand, punem pentru că vom avea nevoie să ținem un scut.
foarte important în viitor. Da, uitați-vă la acel clip și o să aflați că Blacksmith-ul este de fapt un paladin și a fost învățată în artele medicinei, să spunem, nu știu, și vă poate face bine. E cam ciudat să te duci la Blacksmith, să-ți cumpere armuri și să te și facă bine, dar... Este ok, hai să vedem ce am aplicat aici. Wow. Faster cast rate, maximum mana, attack rating, maximum stamina, 1 to light radius. Ah, mă, să-l punem pe ăsta. Oricum nu prea contează la levelul ăsta aici, nu prea avem. Halls of the Dead level 3. Doamne, deci, unde ducem în Halls of the Dead ăsta? E parcă știam că stă cât două nivele, acum sunt trei mai nou. Nu pot să cred. Ok. Deci nu este aici. Să vedem aici, poate avem noroc. Pam 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 pam. Bă, mai bun, cum faceți voi față la căldura asta care ne-a lovit așa de senin? Deci eu nu mai pot. Sunt răscopt. Cum am spus, am un apartament cu fața la soare. Pentru cei care v-ați uitat la unboxing-urile mele și în special la unboxing-ul cu scaunul Genesis. Am să vă las și la el un link în descriere, în cazul în care sunteți curioși să aflați ce scaun de gaming folosește Rain Kozo. Așa, v-am spus acolo că trăiesc într-un apartament cu fața la soare și este foarte, foarte cald. Am soarele în geam toată ziua, de dimineață până seara și ciuda faptului că mi-am pus pe geam acea folie de aluminiu, tot se încălzește atmosfera până la refuz. Haideți că am ajuns aici, este ce căutăm noi, cubul magic. Să vedem, ia uite, pam pam pam, defense 14, defense 16. Oh. Mică săbiuță. 2-12 enchanted damage. Wow, wow, wow. Bun, e bine să o vindem. Și ta-da! Horadric Cube. L-am găsit, mă, l-am găsit. Uite-l aici. Hai să-l luăm. Da, l-am găsit și acum trebuie să mergem în Pharos Aires să căutăm templul viperelor. Templul viperelor. Ok. Să mergem în oraș. Este un quest mai lung și mai greu din mai multe puncte de vedere. Așa, 13 cu 18, repair or items, repair, repair. Să le vindem. De fapt, ăsta îl luăm înapoi ca să vă arăt cum se fac crafturile. Da, cu aceste micuțe, cristale, drăguțe. Îmi place foarte mult cubul pentru că ne mai oferă spațiu în cazul în care nu mai avem spațiu în stash, pur și simplu putem să băgăm în cub chestii, gen pam, și avem două locașe libere aici. Deci este ok. Chestia asta, ascultăm cu decât. Treasure there in that Horadric cube.
According to Herodric lore, the cube can restore a Herodric staff. To do it, use the cube as you would a scroll. When the cube opens, place both pieces of the staff into it and use the cube's transmute power. You'll be pleased to know that the cube has other alchemical uses as well. 6 gems plus 1 sword transmute into a socketed longsword. You may also transmute 2 quivers of crossbow bolts into 1 quiver of arrows, while 2 quivers of arrows yield 1 quiver of bolts. I must leave it to you to discover other formulae. A, deci ne-a spus decât că câteva din combinațiile pe care noi le putem face cu acest cub și ne lasă pe noi să descoperim alte formule. Da? Așa. Bun, haideți să mergem să omorâm viperele. Dar dacă mi-aduc bine aminte, nu mai putem să mai mergem. Trebuie să mergem pe jos. Da, dacă ați observat, oameni buni, avem o îmbunătățire a înregistrării, pentru că Diablo 2 nu este un joc cu cerințe extraordinare, este un joc vechi și pur și simplu abia dacă îl simte calculatorul meu, nu știu, este un joc pe care îl puteai juca pe un Pentium 3 la 800 de MHz cu o placă video mediocră la momentul respectiv, gen, nu mai știu, 32-64 de mega la configurația mea. Dacă sunteți curioși, o găsiți în descrierea canalului de YouTube. La configurația mea nu se simte acest joc deloc, pur și simplu n-am nicio problemă, așa că am profitat de acest aspect și am ridicat calitatea înregistrărilor. Wow, ce este aici? Hai să... Wow! Să-mi moară scheleții. Urăsc acei cărăbuși. Și am ridicat calitatea înregistrării la Full HD, așa că sper că sunteți încântați măcar de imagine, dacă nu de gameplay. Da. Băi, ce urât. Uite, mă, Maggot Layer level 1. Hai să intrăm aici. Teoretic, practic, cum vreți voi să-i spuneți, acest quest este un 2-in-1, pentru că trebuie să facem rost de cub și trebuie să facem rost și de cele două bucăți din staff, acea amuletă și acel staff, și să le unim cu cubul să creăm un Herodric staff. Whoops. Not bad. Okay. Small charm. Ooh, poison damage over 3 seconds. Și poison resist 7. Bun. Frumos, frumos. Mă urăsc acei cărăbuși, nu pot să-i sufăr. Deci nu este pe aici, nu? Ok. Să ne întoarcem înapoi. Să sperăm că avem noroc. Aici îmi plăcea foarte mult acea vrăjitoare, pentru că avea teleport și puteai să dai skip foarte repede peste nivel, pur și simplu săreai peste ăștia și îi distrugeai foarte repede. Aici scheleții mei nu se pot manifesta. Yeah, preserved head.
N-are nicio valoare. Dar îl putem vinde, nicio problemă. Intrăm aici și îl vindem. Hai să vedem. 3 den repair. Asta nu, asta am zis că îl ținem. Vindem. Vindem. Și punem în stash și avem două armuri. Păstrăm pe aceasta evident acum. Și asta o vindem. Să mai luăm și niște poțiuni, pentru că eu sunt noob și aparent le-am consumat pe toate. Așa. Ok. Să stăm bine. După asta încă plânge acolo. De ce mai plângi, mă? Ți-am răzbunat familia. Wow, ce este acolo? Așa. Wow, ce este acolo? Amuzant pe aici, dar putem face level. Am primit încă un chiped. Stamina potion. E ok. Hai să fie primit. Trecem peste. Oh, uite aici. Aici este. Bine, mă. Un alt crystal sword. Putem să facem cu el. Este un crystal sword simplu, n-are nicio valoare. Se blestemăm pe ăștia aici pe toți. Este Staff of Kings. Și acesta este Da, știu. Așa, mă, băiatul, mă. Și acum trebuie să mergem să luăm să omorâm viperele. Să intrăm înapoi în oraș, să mergem să vindem din chestiuțe. Să punem pietricelele astea aici, să le craftăm un pic mai târziu. Să vindem din asta. Să vedem ce zice decât Cain. The Staff of Kings! You astound me, my friend! You have discovered the shaft portion of a Herodric staff. I trust you know how to use a Herodric cube to unite the shaft with its headpiece. Da, deci trebuie să unim cele două părți ale bățului. Partea urâtă acum e pentru că noi nu am prins niciun waypoint în drumul nostru către Valea Viperelor și Pharos Aires și așa mai departe. Acum trebuie să mergem pe jos din nou, așa că vom da skip la această parte și să vă arăt direct unde trebuie să ajungem la vipere.
Incredibil, Valley of the Snakes, gata, într-un mare final. Oh, după aproape aproximativ 10 minute de grind și mers pe jos și așa am găsit Valley of the Snakes și The Claw Viper Temple 1. Foarte, foarte tare. Să lăsăm un town portal aici. Just in case, în care ne dăm duhul, să nu ne dăm duhul. This place is as dark as a tomb. Ok. Hai să facem un pic de ravagii pe aici. Mai avem puțin și facem level 20, un lucru foarte, foarte bun. Vom reuși să mai upgradăm un pic din viața scheleților. Ne ajută foarte mult acest item pentru că ne dă 3 to Skeleton Mastery. Avem aici 3 nivele gata gradate atâta timp cât păstrăm pe noi acest item. Am și Amplify Damage acolo. Să vedem. Nebunie. Okay. Stamina potion. Foarte important, stamina potion. Ups, din nou. Oh, lag. Blizzard, lasă-mă să mă joc. Uite aici, aici avem ceva important. Cred, nu știu. Dați-le bătaie. Te pica ceva galben pe jos. Uuu. 20-40. Dar nu mai avem rezistențe. Dar avem 20-40, băi. Wow. Ok. Și ce ne dă? 6 mana stolen, nu, 5 mana stolen per hit, prevent monster from heal. Ok, ne dă rezistențe sabia cealaltă. Dar mai facem și noi ceva damage, hai să testăm pe mobul ăsta. Este bine, este ok. Însă, ghiși ce, eu n-am să mă bat prea curând, așa că voi păstra această armă pentru că îmi dă rezistențe. Prefer să am rezistențe la poison și lightning și așa mai departe decât să am damage, pentru că oricum damage-ul 90%, 99% îl dau scheleții mei și... Da. Claw Viper level 2. Hai să vedem. Aici trebuie să ajungem noi. Nu știu dacă avem waypoint, nu cred că avem waypoint la... Este... Uf. Ring mail și două armuri. 47 și 68. 68 și câteva chestii foarte tari. Da, o păstrăm pe aceasta pentru că își dă și repairs durability 1 în 33 de secunde, ceea ce e foarte bine. Avem și poison și fire resist și fast hit recovery, că ne vom reveni foarte repede după ce vom fi atacați. Hai să-l upgradăm și pe băiatul, eu dăm, da, mamă, 440, foarte bine. Foarte bine, bine mă băiatule, hai să deschidem cufărul. Și am găsit amuleta, Amulet of the Viper. Vedeți, este aceasta de aici, 10 tu viață, 10 tu mana și poison resist 25. What a pity. I was beginning to enjoy the darkness. Use the Horadric Cube to restore the staff. Și acum, haideți să facem următorul artificiu. Da.
aruncăm asta pe jos. Luăm amuleta, o punem în cub și avem stafful și amuleta. Da, îi dăm transmute. Ta-da! Și avem acest Horadric Staff. Da, ne dă câteva rezistențe și alte nebunii de genul. Da, este two hand, nu putem să-l punem pe noi. De fapt, putem să-l punem pe noi, dar vom pierde Tritu Skeleton Mastery, ceea ce nu este chiar în interesul nostru. Știți ce spun? Să luăm armura asta de aici și să o vindem. Ok, și-a revenit. Ok, hai să vorbim cu Deckard Cain, să vedem ce ne spune. Excellent. You have a Horadric staff. Carry it with you into Tal'Rash's tomb. Find within the tomb the chamber whose floor is inset with the circle of seven symbols. Place the staff into the receptacle you find there. That will open the secret passage into Tal'Rash's burial chamber. But be prepared for a fight. You'll likely have to kill Tal'Rasha to destroy Bale. I've been speaking with Lord Jaren, and I sense that he is becoming more and more agitated by something. You should try to talk to him again. If he still won't take you into his confidence, seek to prove yourself a bit more. I gather that his respect for you is growing. Interesant. Să mergem la Farah. How may I help you? Ok, deci am auzit ce ne-a spus Deckard Cain și aparent am rezolvat cel de-al treilea quest, da, în episodul 8. Da, deci cel de-al doilea quest aparent îl vom termina ultimul, va fi ultimul quest. Da, deci în acest episod care a durat destul de mult, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas cu mine, cei care ați rămas cu mine, da, am o surpriză pentru voi astăzi, am să vă arăt un item foarte, foarte special pentru mine. Da, și am terminat questul, al treilea quest. Nu mai știam sigur cum funcționează sistemul de questing în actul 2. Deci noi acum am terminat questul 3 în acest episod. Bun, și trebuie să vorbim cu Drognan, să vedem ce are de spus. Hai să vorbim și cu el, să vedem ce ne zice. I've been researching the old records, trying to find the location of Tal'Rasha's tomb. Though I haven't found the tomb itself, I may have a good lead for you. The great Vigerai summoner, Horizon, built his arcane sanctuary somewhere around here. He was a powerful spellcaster and kept demons as slaves within the sanctuary. He kept a close eye on great events too, such as the imprisonment of Bale within Tal'Rasha's tomb. If you could find Horizon's sanctuary, I'm sure that it would hold some clue as to the tomb's location. Though I doubt Horizon is still alive, you must proceed with caution. There's no telling what could be waiting inside. When I spoke of this with Lord Jaren, he asked that I send you to him. Perhaps he knows of a secret entrance or the like. Ok, deci cel mai probabil acum am fost prezentați cu un nou quest pentru, da, pentru personajul nostru. Așa, și trebuie să mergem să căutăm sanctuarul, da, în palat. Dar asta o vom face în episodul următor. Eu vă mulțumesc extraordinar de mult pentru că ați rămas cu mine până la finalul acestui videoclip. Și tot respectul, jos pălăria pentru cei care ați rămas cu mine. Și am terminat quest-ul în acest episod cu mari dificultăți și așa mai departe. Haideți să vă arăt itemul special. Probabil cel mai special item din colecția mea, din universul Diablo, și acesta este Siberia V2 Steel Series branded Diablo 3 headset.
Ia uitați ce berea se arată. Le am de când a apărut Diablo 3, ca să fiu mai exact. Și am strâns ceva bănuți pentru aceste căști. Da, din 2013, dacă nu mă înșel, până în prezent, le-am folosit aproape în fiecare zi, mai bine de un an de zile, și vă pot spune că au rezistat exemplar, ce au fost o pereche de căști și sunt în continuare o pereche de căști rezistente și își fac treaba foarte, foarte bine. Avem o extensie pe USB, căștile sunt pe USB, nu știu dacă se vede aici, să vă arăt. Aceasta este placa de sunet de la SteelSeries. Se aud formidabil, în opinia mea, și din 2013, de când le am eu, băi, oameni buni, le-am schimbat cupele, da? Am un prieten care lucrează în afară și i-am spus, băi omule, uite, comandă-mi și mie de pe Amazon bureți pentru Siberia V2 și adu-mi-le și mie în țară când vii tu aici. Și omul, super băiat, m-a ajutat, mi-a comandat bureții, pentru că bureții lor, după aproximativ, să zic, un an jumate, cam așa, s-au decojit și s-au rupt și s-au făcut foarte, foarte urâți, iar acești bureți au costat undeva la 50 de lei, da, perechea, și părerea mea, acești bureți sunt mult mai calitativi și mult mai confortabili decât bureții cu care au venit căștile, da? Am o singură luminiță, după cum vedeți și voi, ele pulsează acum, da? Vedeți aici logo-ul cu Diablo 3. Pe partea din dreapta, logo-ul cu Diablo 3 s-a stins. Nu știu de ce, presupun că din cauza faptului că le-am scăpat după birou pentru... Bun, sper că v-a plăcut itemul din acest final de videoclip, un videoclip ceva mai lung decât restul videoclipurilor până acum. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, ne vom regăsi în episodul următor, mâine la ora 2, cu cel de-al treilea quest, de fapt al patrulea quest, da? Al patrulea quest, să căutăm sanctuarul. Am palat la Gerin acolo. Bun, eu am fost Reincozo. Toate cele bune, oameni buni!